Astăzi, când suntem la mijlocul lunii iulie, vreau să vă prezint un vlog foarte important. Însă, înainte, vă invit să vă abonați, să dați like, comment, să share-uiți și să comentați dacă aveți ceva păreri legate de acest vlog, care eu sper să vă ajute foarte mult. Acum am început cu partea finală a acestui proces. Și anume așa trebuie să arate plantele noastre de căpșuni în momentul când am finalizat această operațiune pe care eu o numesc toaletarea căpșunului. Deci vedeți, frunzele care au fost eliminate sunt momentan pe cărări. Imediat o să vedeți și practic cum am făcut acest lucru, însă am început, cum ziceam, cu partea finală. Urmând ca imediat să vă arăt și cum am efectuat această operațiune. Deci scopul nostru principal este să eliminăm tot ce este uscat, toți stolonii, tot ce este tijă care a produs, să aerisim planta, mai ales în partea bazală, după care să strângem aceste resturi, să le greblăm și să le aruncăm. Acum această operațiune se efectuează doar la căpșunii remontanți. Chiar acum vedeți un stolon care deja a apucat să facă și fructe. Îl eliminăm, bineînțeles, deoarece epuizează planta mamă. Acum deja vă arătăm procesul. Ne ajutăm de o foarfecă. Venim, după cum vedeți, în aceste imagini. Luăm, bineînțeles, la o singură trecere și buriana, facem și toaletarea, adică eliminarea frunzelor de la bază, eliminarea frunzelor uscate, eliminarea tigilor care au produs, fructelor care, să zicem, că au rămas acolo, aerisim foarte bine planta, chiar și în partea de jos, eliminăm tot ce este uscat, aerisim, ne dorim să avem o plantă care respiră, o plantă care nu are stoloni, care nu are uscăciuni, pentru a ne da în continuare, după cum vedeți, o recoltă foarte bună de acum și până toamna târziu. Acum, în aceste imagini este soiul Albion, un soi remontant. După cum se vede, deja avem chiar și fructe verzi, avem multe flori pentru această perioadă. Vreau să țineți cont că aici, pe această porțiune, sunt în anul 3 de producție, deci este foarte, foarte bine cum arată plantele pentru anul 3 de producție. Mă refer, bineînțeles, cum ziceam, la soiul remontant. Deci, mare atenție, căpșunii remontanți nu se cosesc, se toaletează fiecare plantă manual, cu farfeca, eliminăm tot ce este uscat, așa cum am arătat mai înainte. Dacă nu faceți această operațiune, riscați să aveți o plantă cu boli, riscați să întârziați producția și să o diminuați în mare parte. Noi mai avem încă cam jumate plantația de făcut, însă am ținut neapărat să vă precizez, să fiți foarte atenți, este o lucrare esențială la căpșunul remontant. Acum, în partea de jos a ecranului, o să aveți un vlog în care vă prezint ferma noastră de râme și anume acel biohumus pe care noi îl obținem în mod natural cu ajutorul râmelor. O să vă placă foarte mult pentru că este un îngrășământ foarte bun. Ne vedem acolo!